Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Petrolul a făcut spectacol la Târgu Jiu cu Viitorul Pandurii. Ploieștenii au marcat de 3 ori cu toate reușitele în partea secundă. Albanezul Vaiuși a deschis scorul din pasa lui Boțogan, iar capitanul Țicu a dublat avantajul oaspeților din lovitură liberă. Până la final a marcat și rezerva Mario Bratu, iar ploieștenii au câștigat la scor de neprezentare. Petrolul are 9 puncte din 12 posibile, în timp ce gorjenii rămân fără victorie în acest debut de sezon. Au un singur punct în 4 etape, în condițiile în care au ca obiectiv promovarea. Am câștigat categoric, a doua repriză am dominat-o total și mă declar mulțumit